Hello everybody. Today I will show you how to make this ring. This ring is with quartz, rose quartz and copper wire. But today I will make with from sterling silver wire and amethyst. So we need 0.9 gauge, 0.9 millimeters sterling silver wire. This means 19 gauge, and 0.5 millimeter sterling silver wire, 26 gauge. So we need scissor, plier, ring size. Today I will make a size 6. This mean for size 6 we need 5.2 millimeter long wire, and because we need more wire we'll add more around 6-7 centimeters. Okay, so we have 5.2 plus another 6 will be around 12 centimeters wire, and we need six pieces by 12. So we have 6 pieces by 12 centimeters. We start from here. We made around 5 centimeters. And I'll use 26 gauge. So we have, okay, and this is very simple, it's not difficult, we just have two and two, so every time over and under two. Oh, sorry.
end I'll do like that 4.5 centimeters. So I did 4.5 centimeters. We'll check if we need more or not. Maybe it's enough. So we must doing size 6. I think it's enough. Okay, right now I will separate 2 in 1 size, 2 in the other side, and the same. In the middle, I don't need 2 wires, so one of will cut here and will hiding. I need only one.
with little bit hammer, very gently. And now we take the wire from the middle
So this one, it's the wire from the middle in all sizes. Okay, and now we take it the other wire very gently. All four wires will try doing the same. Check the size, 6.
Now we'll make something nice in one size and in another size.
6. Now this is the ring. We can leave like that, or we can use some glue or be sure. But this is only if you want. And now we glue 100%. The stone will stay there.
Deci, acesta este inelul care l-am lucrat și să recapitulăm. Inelul este lucrat din argint 925 cu piatră de ametist. Bineînțeles, puteți folosi ce piatră doriți. Și am folosit sârmă de 0,9 mm, deci de 19 gauge. Și 0,4 mm, 26 gauge pentru a-l înfășura. Inelul nu este greu de lucrat, doar că trebuie puțină răbdare. Și am tăiat, deci pentru mărimea 6 am tăiat 6 bucăți de câte 12 cm, aproape 13. Ați văzut, am mai tăiat din ele, cred că 12 cm e suficient. Asta în funcție de mărime. Oricum, diferența este foarte mică, indiferent de mărime. Deci, dacă o să lucrați mărimea 7, 8, 9, cred că undeva la 13 cm e suficient să tăiați. Și să încercați să puneți, să faceți circumferința inelului, adică să puneți la jumătate ca să nu irosiți materia. În rest, inelul este simplu, se poate și fără glue, dar pentru mai multă siguranță eu prefer să pun și ceva glue. Acesta este foarte bun, 6000, este pentru bijuterii și ține foarte bine. În general, acesta îl folosesc. Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi bună. La revedere!